Dragii mei, bine ne-am regăsit și astăzi, marți, sperăm că nu cu ceasuri rele. Culoarea zilei, dragii mei, este culoarea roșie. Vedeți că am aici tot, la mine totul este roșu, am pus o față de masă roșie, nu am un obiect vestimentar. Însă, dragii mei, astăzi, dacă simțiți nevoia, puteți să vă îmbrăcați cu un obiect vestimentar de culoare roșie sau să aprindeți o lumânare de culoarea roșie, pentru că roșul înseamnă, nu-i așa, sănătate, energie, curaj, dar și pasiune. Poate că astăzi, cine știe, vom avea răspunsul la o problemă cu care noastră vă confruntați din punct de vedere emoțional-relațional. Deci astăzi culoarea zilei este culoarea roșie. Haideți să vedem horoscopul zilei pentru fiecare zodie în parte. Trecem direct la subiect, nu mai pierdem vremea pentru că sunt convinsă că sunteți persoane ocupate. Pentru berbeci, dragii mei berbecii, sunt extrem de ocupați, acționați foarte mult, poate că unii dintre dumneavoastră lucrați în vânzări, de ce nu, sau coordonați echipe. Ideea este că aveți foarte multe lucruri de împărtășit, foarte multe echipe de coordonat sau să delegați sarcini, îndatoriri și așa mai departe. Este foarte mult de muncă, este adevărat, aveți multe treburi de rezolvat, ceea ce s-ar putea să vă copleșească până la un anumit moment, însă este foarte bine să fiți ocupați, dragii mei, să fiți ocupate cu munca, mai ales cu munca pe care vă place să o faceți. Fiți bucuroși că aveți de lucru, fiți bucuroși că aveți de muncit, mai ales știți că în acest context al pandemiei foarte multă lume și-a pierdut locul de muncă, din păcate. De aceea este foarte bine să fiți, să mulțumiți cu recunoștință pentru că sunteți niște oameni ocupați, oameni cu joburi, dar în același timp să aveți o puțină grijă de sănătatea dumneavoastră, ideea de a nu vă supra-solicita, pentru că s-ar putea să experimentați o ușoară oboseală, insomnii, aveți multe lucruri în cap, multe gânduri. Nu neapărat că vă lipsește organizarea, ci un sfat al zilei este să vă organizați în așa fel încât să nu vă epuizați nici psihic, nici fizic. Este o perioadă, să știți, destul de provocatoare. Sunteți puși la tot felul de încercări, dar să știți că ieșiți cu bine. Poate vi se sugerează o călătorie cu avionul sau o călătorie în alt oraș pentru rezolvarea unor probleme de serviciu. Acceptați cu încredere pentru că la finalul acestei călătorii veți fi recompensat sau ceva bun vă așteaptă. Dacă nu este vorba despre o recompensă financiară, în orice caz există o recunoaștere, nu știu, vi se vor recunoaște meritele muncii dumneavoastră. Din punct de vedere afectiv, s-ar putea ca să comunicați la distanță cu o persoană brunețică cu tenul alb mediu, o persoană care posibil să fi cunoscut-o pe rețelele de socializare. Pentru unii dintre voi există ideea unei călătorii cu avionul, iar dacă nu cu avionul în altă țară, poate că în alt oraș unde veți dori să cunoașteți și personal această ființă. Nu este o regulă, însă există pentru unii o întâlnire cu o persoană pe care ați cunoscut-o, o persoană, să spunem, nouă va intra în viața dumneavoastră ca semne zodiacale, posibil să fie din zodia Rac, Scorpion, Vărsător, Leu, Balanță. Există o oportunitate, să știți, și cumva o perioadă de transformare. Mă scuzați, și Vărsător. Și Vărsător, vreau să spun, Fecioară. Să știți că există oportunități. Din câte se observă, poate că nu aveți acea încredere în această persoană, pentru că nu știți dacă este o persoană serioasă, nu cunoașteți foarte multe amănunte vis-a-vis de această ființă, dar cumva se va transforma. Ceea ce aveți în prezent sau ceea ce ați început în prezent cu această persoană
se va transforma. Vindecări pe toate planurile, aveți aici, sunteți extrem de intuitivi, dragii mei, bănuiți că această ființă va intra în viața dumneavoastră, încercați să acordați toată încrederea acestei persoane, să știți că sunteți cumva temător, temătoare, pentru că nu cunoașteți foarte mult această ființă, aveți o ușoară temere, s-ar putea să vorbiți seara sau să vă întâlniți seara cu această persoană, există niște decizii de luat, posibil să fie încă o opțiune la mijloc, dar aveți aceea, să știți, intuiție, înțelepciune, să vă organizați și să puneți lucrurile în favoarea dumneavoastră. Văd ușoare probleme de sănătate, nu știu care dintre dumneavoastră aveți aceste probleme, căutați, soluția este la dumneavoastră, posibil să fie experimentat ușoare anxietăți, depresii, mai ales că în această perioadă, cum spuneam și la începutul etalării, pierderi de locuri de muncă, rate în bancă, ceva ce nu se poate acoperi. Și atunci intervine această frustrare că nu veți reuși să ieșiți la liman dintr-un. Poate aveți și un proces care va. Cum să vă spun, va. Deturnat așa de la ale voastre, în orice caz, să știți că există această vindecare cu persoane cu litera A, R, C, L, A, Aura, de asemenea, Aurelian, P, A, T, de asemenea. Acțiune, rezolvări, schimbări, și acordați o atenție deosebită propriei persoane. Cumva parcă aveți mai multă grijă de voi pentru faptul că sunteți un pic decalibrați din punct de vedere al sănătății. Decepție, depresie, poate că unii dintre voi, însă să știți că există această vindecare, există o schimbare de tratament, o altă opinie, intuiți că este vremea să cereți și ajutorul unei alte persoane îndreptățite să vă comunice opinia sa vis-a-vis de situația dumneavoastră medicală. Nu știu sigur despre ce este vorba, însă să știți că există o rejuvenare, să zicem așa, o reîntinerire, un refresh, un refresh. Efectiv, parcă lucrurile au ajuns până în acest moment, iar de aici înainte urmează o perioadă de vindecare, de curățare, de purificare. Poate schimbați un tratament, poate schimbați un regim de viață, vreți să vă detoxifiați și așa mai departe. Aveți foarte multă grijă în această perioadă de sănătatea dumneavoastră, dragii mei, berbeci. Haideți să vedem pentru persoanele din zodia Taurului horoscopul zilei. Să vedem ziua de marți, 12 ianuarie. Pentru persoanele din zodia Taur, să vedem ce îi așteaptă pe Taur în această zi sau începând din această zi, aș fi sărit o carte. Dragii mei, dumneavoastră așteptați. Așteptați, poate cineva v-a dat o întâlnire sau poate dumneavoastră vreți să vă întâlniți cu o persoană la o cafea, la un ceai. Să stați un pic de vorbă despre ceea ce vreți să faceți în continuare. Poate să fie o întâlnire de afaceri, poate să fie o întâlnire de curtoazie. În orice caz există această idee de a vă întâlni cu cineva, a primi o invitație, o să primiți, o să vedem mâine despre ce este vorba și să știți că, din câte observ, s-ar putea să puneți la cale o anumită, nu neapărat afacere, o reușită a unei situații, a unei probleme, s-ar putea să se rezolve o problemă cu ajutorul acestei persoane care vă invită la un ceai sau la o cafea. Planurile dumneavoastră, să știți că vor merge mai departe foarte bine și mai ales că vor apărea oportunități neașteptate de job. Să știți că imediat apropiere de aia, vă spun, s-ar putea să vă întâlniți cu un un angajator. Haideți să zicem așa că încep să mă bâlbâi. Vin foarte multe mesaje și chiar v-aș ruga să mă scuzați bulbele. S-ar putea să dați un interviu, s-ar putea cineva să vă cheme la un interviu pe care îl veți susține și îl veți și lua cu succes, cred eu.
Dacă vi se va propune ceva, acceptați, fiți sigur că acceptați această invitație, această propunere, această ofertă, fie de job, fie în planul afectiv relațional, pentru că să știți că această carte indică o persoană cu o carieră fulminantă, o carieră foarte frumoasă. De asta zic, s-ar putea să fie, Doamne ajută, o ofertă de job sau schimbarea locului de muncă. În orice caz, să știți că este o vorba despre o persoană puternică, cu decizională, cu o integritate foarte mare și care îi place foarte mult să muncească. Poate vi se propune o afacere, poate vi se propun niște oportunități de a vă reloca, de a schimba locul de muncă. Cine știe, în unele cazuri s-ar putea ca dumneavoastră să fiți acea persoană care faceți o invitație sau aveți, dumneavoastră sunteți persoana aceea puternică care vreți să colaborați cu o altă persoană. Persoane șatene castanii, cu părul, cu ochii căprui negri, energie masculină, la, să zic, îmbrăcat în costum, poate să fie avocat, poate să, cine știe, să fie, să lucreze în instituții publice. Nu are barbă, nu are cioc, este o persoană până în 40 de ani, poate în jurul vârstei de 40 de ani, cine știe. Și mai ales că m-am gândit la planul afectiv relațional, să știți că sunteți la o răscruce de drumuri și, cum să spun, așteptați să... nu știu dacă așteptați o împăcare, s-ar putea să fie și o împăcare. În orice caz, parcă din acest moment vreți să știți ce vreți să faceți cu viața dumneavoastră. Dacă această persoană care, acum vorbim din punct de vedere emoțional, afectiv, dacă această persoană nu vă invită sau nu vă face o propunere de a relua această conexiune, cumva sunteți hotărâtă să vă vedeți de drum. Mai depinde relația dumneavoastră de această întâlnire, ca să discutați la o cafea, la un ceai, ce urmează să faceți. Mai văd sau mai poate fi vorba despre faptul că vă veți întâlni cu această persoană cu care nu mai sunteți împreună, așteptați să vă întâlniți și să discutați, să negociați, să renegociați termenii continuării relației, pentru că dumneavoastră să știți că vreți să puneți niște bariere, niște limite. Nu mai merge relația așa pur și simplu cu valul. Vreți să știți clar despre ce este vorba, nu mai sunteți capabile să acceptați tot din partea acestei persoane. Puneți limite și negociați această relație. Pești, vărsător, rac, scorpion, balanță, leu... dar parcă văd și un leu, am zis leu, capricorn, taur. Nu mai sunteți dispuși, dragii mei, să continuați o relație fără limite. Puneți niște limite. Vom mai vedea despre ce este vorba, dragii mei, tauri. Trecem acum la horoscopul zilei pentru gemeni. Să vedem. Gemeni. Haideți să vedem 12 ianuarie, horoscopul zilei pentru gemeni. Este timpul să vă puneți la punct anumite situații, contabilitate, cursuri, master, examene, dacă sunteți studenți, studente, dragii mei. Este vremea pentru a învăța, strânge informații, a calcula, vă faceți calcule, adică vă gândiți foarte mult la a rezolva anumite situații, rezolvări, calcule, vă gândiți cum, ce, în ce fel, rezultate, examene, fie examene de orice fel, fie că este vorba despre învățământ, fie că este vorba despre examene medicale, în orice caz se fac anumite calcule, anumite analize și sinteze, da? Poate că sunteți inspirați sau poate simțiți nevoia să vă reîntoarceți la școală, să vă continuați anumite cursuri pe care le-ați abandonat, cine știe.
sau cursuri de formare personală, profesională, acum dacă urmează să începeți un nou job, posibil să aveți de învățat un pic mai mult la început pentru a vă pune la punct cu ceea ce trebuie să faceți în continuare la jobul pe care urmează să îl acceptați. Seminarii, subiecte noi de discutat care vă fascinează, v-am spus, în domeniul educativ sau în domeniul vindecărilor. De asta vă spun că s-ar putea să fie și vorba despre planul fizic, medical, examene, tratamente și așa mai departe. Este un timp propice pentru a vă schimba locul de muncă sau a face un pas către cariera dumneavoastră. Un nou loc de muncă, mergeți mai departe, poate veți fi promovată. Cheia succesului, să știți, stă în detalii. Reorganizați-vă, luați lucrurile, să știți, așa cum vin. Nu vă precipitați, fiți calculați, dragii mei, despre asta este vorba astăzi. Este oportun să fiți calculați și să luați fiecare problemă care vine și să o analizați la timpul potrivit, la modul potrivit, relaxat. Și nu uitați că atacurile de panică și panica în general provoacă negativitate și nu pozitivitate. Nu puteți analiza cu obiectivitate o problemă cu care vă confruntați, noastră știți cu ce vă confruntați, dragii mei gemeni. Dacă sunteți panicați sau vă faceți gânduri, pentru că există clar reușită dacă sunteți calculați și priviți problema cu pragmatism, cu obiectivitate. Aveți grijă de planurile dumneavoastră, de obiectivele dumneavoastră, aveți grijă de ce trebuie să faceți în viitor, pentru că să știți cheia succesului stă în detalii. Haideți să vedem ce mai putem afla pentru gemeni, mai ales din punct de vedere planului afectiv relațional, comunicare. S-ar putea să comunicați cu cineva din trecutul dumneavoastră cu care nu mai vorbiți. Comunicarea este cheia zilei de astăzi, marți 12 ianuarie. Avem ca semne zodiacale, balanță, s-ar putea ca persoana la care dumneavoastră vă gândiți să fie din zodia balanță, fecioară, gemeni, taur, capricorn, berbec, leu, vărsător, fecioară, gemeni, am zis? Da, gemeni cu gemeni, poate fi. Dragii mei, ce să spun? Comunicați, reluați această comunicare sau vă gândiți, manifestați această dorință de a relua conexiunea cu o persoană din trecutul dumneavoastră cu care nu ați mai vorbit de mult și s-ar putea ca mâine seară să aflați cel puțin ceva despre această persoană sau să intrați pe rețele de socializare și să observați această persoană. Poate că vă sunteți blocați, dar cu siguranță mai există și alte conturi de unde puteți să observați. Dar eu zic că există această legătură, această comunicare va fi reluată, dacă nu mâine, oricum Universul face planuri pentru a vă înlesni această conexiune. Comunicați, să știți că dacă nu primiți acel telefon, să zic așa, aveți o comunicare extraordinar de bună cu o persoană din semnele zodiacale amintite, o comunicare bună la nivel empatic, la nivel celular, la nivel intuitiv. Comunicați foarte, foarte, foarte bine, chiar dacă acea persoană nu face nimic pentru a vorbi cu voi, dar eu zic că există această comunicare. Că telefon, că auziți de această persoană, ceva se reia cumva. Sau întrebați, eu știu dumneavoastră, poate că întrebați Universul, întrebați cerul, întrebați spiritele, întrebați îngerii despre această persoană, pentru că este clar că nu va ieși din cap, vă gândiți la ea, posibil aproape obsesiv, dar să știți că îi trimiteți, cum să vă spun, parcă îi trimiteți gânduri bune, parcă îi trimiteți, doriți foarte mult să reluați această comunicare cu această persoană, vă este dragă, țineți la ea, unii dintre voi o iubiți, sunteți în permanență, această persoană este în gândul dumneavoastră. Reluare, comunicări, schimbări în acest sens. Vom vedea. Pentru persoanele din zodia Rac, să vedem marți 12 ianuarie.
horoscopul zilei. Blocaj, dragii mei, dumneavoastră sunteți blocați, fie că sunteți blocați în planul afectiv, emoțional, relațional, sau un blocaj emoțional în general, niște restricții, vi s-au impus anumite restricții de către o persoană de aceeași vârstă, sau, mă rog, diferențele de vârstă sunt extrem de mici, dacă nu inexistente. Există niște circumstanțe în care nu vă mai regăsiți, niște situații în care nu vă mai regăsiți, parcă vreți să părăsiți, să vă dezlegați de ceea ce înseamnă toxicitate în viața dumneavoastră. Că este vorba despre o persoană, că este vorba despre un eveniment din trecutul dumneavoastră, o situație, o problemă sau, eu știu, prieteni, colegi de muncă, o situație în general, tot ceea ce este toxic, parcă vreți să vă dezlegați de această toxicitate și negativitate care vă ține în loc și vă împiedică să faceți un pas următor către cariera dumneavoastră sau către o nouă relație. Există o persoană din trecutul dumneavoastră care parcă nu vă dă drumul, parcă vă ține, parcă vă împiedică și care poate vă spune că dacă nu sunteți a sa, nu trebuie să fiți a nimănui. Ori sunteți a lui, al ei, ori dacă nu, nu, și parcă face tot felul de... Vă face tot felul de, de problemuțe, vă pune bețe în roate să progresați, să mergeți mai departe pe drumul vostru. Parcă face ce face și apare, reapare în viața dumneavoastră și știe acest lucru, că nu puteți să vă debarasați foarte ușor de el sau de ea, dar să știți că această situație este o situație temporară, este o iluzie, dumneavoastră sunteți propriul stăpân, propria stăpână și mâinile dumneavoastră stă acest progres pe toate planurile. Dacă este cazul, faceți-vă o promisiune, promiteți-vă că orice chestiune toxică va fi refuzată de către dumneavoastră și cum să vă faceți o promisiune de propriei persoane să refuzați de a rămâne blocați în situația aceasta de tristețe. Pentru că se vede că nu sunteți fericiți cu această situație, sunteți nefericiți, sunteți triști, nu vă convine, nu vă regăsiți și vreți efectiv să spargeți aceste lanțuri, să rupeți aceste lanțuri care vă țintuiesc inutil în starea aceasta de nefericire. Nu așteptați, dragii mei, pe altcineva să vă scoată din această stare. Nu așteptați pe altcineva să vă salveze, mai ales că dumneavoastră, v-am spus și la începutul etalării, puteți să ieșiți din această situație, dacă vreți. Dacă nu vreți, atunci datele problemei se schimbă. Poate să fie o relație pe care nu o puteți depăși. Poate că nu vreți să renunțați la o persoană care este toxică, o persoană la care v-a făcut destul de rău în trecutul dumneavoastră. Nu puteți sau nu vreți să-i dați drumul. Oportun este să renunțați la tot ceea ce vă umple sufletul de tristețe. Este un pic de lucru cu voi, dragii mei raci, dar până la urmă se rezolvă dacă dumneavoastră vreți acest lucru. Haideți să vedem ce mai putem afla. Racii se confruntă cu planul afectiv relațional mâine. Și astăzi și mâine s-ar putea, da, și miercuri s-ar putea să continue această tristețe și această suferință a racilor care nu vor ei deloc să renunțe la o persoană care nu este chiar atât de încredere, să zic așa. Repetitiv, a tot făcut să suferiți în ultima perioadă și, nu știu, face ce face, dar parcă nici ea nu vrea să vă dea drumul. Haideți să vedem. Au sărit foarte multe cărți. Grijă un pic și la sănătate. Sunteți un pic debalansați așa din punct de vedere emoțional. S-ar putea să experimentați o ușoară depresie sau să acumulați frustrări foarte multe. Ceea ce vă deturnează de alele voastre. Că poate nici nu puteți să vă concentrați foarte bine la munca pe care o aveți în fiecare zi. Dar să știți că, vedeți, dacă acceptați această situație a dumneavoastră, sau sunteți pe cale să o acceptați, sau dacă acceptați această chestiune, vă veți găsi, să știți, acea putere de a surmonta această problemă. Dar v-am zis, în voi stă această
această soluție. Vărsător, rac, scorpion, taur, berbec, capricorn, balanță, leu. Urcați, progresați, mergeți mai departe, lăsați în urmă ceea ce vă ține în loc și veți avea parte de acea acceptare de sine, pentru că de la voi să știți că pornește această problemă, poate că durează din luna septembrie, anului trecut, tot acest blocaj emoțional, dar este, cum să vă spun, mai mult conflictul dumneavoastră interior decât conflictul, un conflict general cu această persoană la care vă gândiți, pentru că tot ați așteptat-o ca ea să vă salveze. Sau dacă nu, cineva să vină să vă salveze, sau poate că ați vrut să încheiați o relație în trecutul dumneavoastră cu o persoană pentru a fi posibil să fi vrut să vă vindecați de o persoană din trecut implicându-vă într-o altă relație cu altcineva. Știți? Adică ați încercat să vă cui pe cui se scoate, dar în voi stă această rezolvare, nu în altă persoană. Nu așteptați pe nimeni să vină să vă salveze, că doar voi vă puteți salva din această strânsoare. Vedeți, dragii mei? Da. Ok. Haideți să vedem pentru persoanele din zodia, ce am zis, rac, leu. Să vedem horoscopul pentru leu. Persoanele din leu, 12 noiembrie, 12 ianuarie, mă scuzați. Cine știe, poate din 1 noiembrie aveți vreo problemă. Anului trecut, bineînțeles, sau poate cine știe. Aveți promisiuni că la sfârșitul acestui an se va rezolva o situație, o problemă, mai ales în luna noiembrie. Vom vedea despre ce este vorba pentru leuți. Să vedem horoscopul zilei, 12 ianuarie. Am tras două cărți. Dragii mei, la voi, dragii mei lei, este vorba mai ales despre planul carierei, planul material, financiar, o întâlnire de afaceri, o întâlnire, cineva vă invită să luați masa, să luați un ceai, să luați o cafea și să discutați despre o afacere, despre programul de serviciu, poate reușiți la serviciu, poate reușiți la un nou job, în orice caz vă va aștepta o perioadă de reechilibrare, cel puțin din punct de vedere financiar, pentru că în următoarea perioadă veți fi extrem de ocupați. Cine știe, poate vă angajați la un nou job în care există o responsabilitate mult mai mare față de cea pe care ați avut-o până acum, este extraordinar. Aveți un pic grijă să nu vă supra-solicitați, să nu vă epuizați psihic, aveți destul de multe decizii de luat, de aceea spun că s-ar putea să fie avut sau să aveți o putere decizională în următoarea perioadă, s-ar putea să aveți de mers în delegații, s-ar putea să mergeți cu avionul, acceptați cu încredere toate oportunitățile care vi se vor ivi, pentru că acest lucru nu face altceva decât să fiți ocupat și să aveți parte de oportunități, care oricum aceste oportunități, să știți că sunt neașteptate, noi începutul, v-am spus, mai ales pe planul carierei, dar și în plan afectiv, de ce nu? S-ar putea să cunoașteți o persoană, poate să fie șeful, șefa dumneavoastră, poate să fie coordonatorul dumneavoastră, lucrați în echipă sau nu, să vă invite la o cafea sau la un ceai și să discutați acolo despre, eu știu, aprecieri pentru faptul că vă place sau puneți așa bazele unei noi relații. Cine știe, vom vedea. Fiți siguri că acceptați, pentru că vi se vor face niște propuneri, niște oportunități neașteptate. Ceva vă va lua pe neașteptate, surprinzător. Fiți siguri că veți accepta această invitație a acestei persoane, care să știți că este o persoană cu o carieră foarte frumoasă, este o persoană integră, o persoană care a muncit, o persoană experimentată, s-ar putea să fie mai mare decât voi. Sau dacă nu, în orice caz este o persoană puternică, o persoană care este o persoană decizională. Poate să fie angajatorul, angajatoarea dumneavoastră, cine știe. O propunere de afaceri, v-am spus, sau dragoste, cine știe dumneavoastră. Știți, balanță, vărsător, balanță, vărsător, văd. Un pic de scorpion, rac, pești.
Da, mari schimbări, mari schimbări pentru voi, dragii lei, schimbări, noi oportunități, întâlniri, invitații, fiți siguri că nu refuzați, pentru că vă așteaptă o perioadă frumoasă, o perioadă în care veți fi foarte ocupați. Din punct de vedere relațional, afectiv și dumneavoastră, sunteți la o răscruce de drumuri, posibil să așteptați această persoană să vă sune, deci dacă este vorba despre o persoană din trecutul dumneavoastră sau o persoană care vă aflați într-o separare, vreți să vă întâlniți cu această persoană și să renegociați legătura dintre voi pentru că vreți să puneți niște limite sau să vă impuneți, să impuneți niște limite în această relație pentru că nu mai vreți ca această relație sau care a fost repetitivă situația asta cu persoana aceasta. S-ar putea să nu vă fi despărțit prima dată, v-ați certat, v-ați reîmpăcat și uite așa, ați condus această sau această relație a fost cum să spun, n-a avut o finalitate clară și parcă nu mai vreți să vă duceți cu valul, vreți să știți clar ce aveți de făcut. Sunteți persoane credincioase, sunteți persoane, poate vreți să vă căsătoriți sau poate vreți să spuneți că dacă nu aveți ceva serios, o căsătorie, un legământ, o logodnă, nu mai vreți să mergeți mai departe. Persoane șatene, castanii cu ochii căprui, negri, tenul mediu, iar bărbații pot avea și barbă cu cioc. Vine de la un drum această persoană, posibil ca această etalare să stea sub semnul unei călătorii, că este cu avionul, că vine într-o zonă de munte, de la munte vine la șe sau mergeți dumneavoastră către această persoană, dar în orice caz există ideea unei întâlniri, a unei invitații, asigurați-vă că nu refuzați pentru a vă pune la punct, pentru a discuta despre acest nou început, pentru că este evident că va fi un nou început, dar de data aceasta cu limite. Vă impuneți condițiile, dragii mei. Lei. Pentru fecioare să vedem horoscopul zilei de marți 12 ianuarie. Marți 12 ianuarie pentru fecioare. La fel, pentru fecioare la fel, multă muncă, multe datorii, multe obligațiuni, multe lucruri pe care trebuie să le faceți și sunteți extrem de cum să vă spun, vă copleșesc atâtea îndatoriri pe care le aveți, aveți de muncă și acasă și la serviciu, trebuie să vă organizați destul de bine pentru a avea o finalitate așa cum vă doriți, pentru a avea reușită, este foarte bine să vă simțiți să aveți foarte multă treabă, dar nu uitați că acest lucru s-ar putea să vă dezechilibreze din punct de vedere și fizic și emoțional, pentru că există ideea de a vă supra-solicita, ceea ce nu este eficient pentru voi, pentru că nu o să mai dați randament, călătorii, mergeți mult, vă mișcați mult, acționați, du-te, vino, posibil să primiți o ofertă de job de conducere, cine știe, pentru că delegați sarcini. Călătorie cu avionul, poate în alt oraș, poate în altă țară, la capătul acestei călătorii, să știți că vă așteaptă o persoană cu care s-ar putea să faceți cunoștință, o colegă de serviciu sau cineva cu care vorbiți pe internet. Dacă nu este vorba de serviciu, s-ar putea să țineți legătura pe internet și să existe această posibilitate de întâlnire. Sau vă întâlniți pe internet, pur și simplu, că această ființă s-ar putea să fie la distanță. Din câte văd eu aici, nu este că, știți, lângă voi, nu sunteți într-o relație de cuplu. Este o relație la distanță, o relație prin intermediul rețelelor de socializare sau, dacă nu, prin intermediul mesageriei. Cu încredere, există niște propuneri pe care este oportun să le acceptați cu încredere. Fie că este vorba despre o iubire, o nouă iubire, o reluare de conexiune cu această persoană pe internet, fie la serviciu. Și vedeți, dragii mei, aici, dacă veți, există cineva care suferă foarte mult sau care a suferit, plânge această persoană brunetă cu ochii căprui.
plânge, că sunteți dumneavoastră, că este persoana la care vă gândiți, această persoană plânge pentru că a suferit o pierdere încă din iarna trecută sau din această iarnă, într-un orice caz este vorba despre un timp extrem de friguros, cu ninsoare multă, cu, mă rog, și o durere în egală măsură. Cineva a pierdut pe cineva sau a suferit un abandon, o pierdere, în orice caz după care suferă, dar dacă veți avea această vedere de ansamblu a problemei, vedeți, există aici un tablou general, dacă ieșiți din zona dumneavoastră de siguranță, de confort și puteți să vedeți problema ieșind din această zonă de confort, să știți că aveți parte de această iubire necondiționată, pentru că această carte înseamnă cartea îndrăgostiților, cartea iubirii necondiționate, dragoste, iubire după o suferință, după o pierdere majoră. Există această nouă posibilitate de a vă îndrăgosti, chiar dacă, vedeți, este ca o pasăre colibri aici, chiar dacă este mică, chiar dacă este, poate că acum nu reușiți să vedeți această iubire sau poate că nu mai sperați că cineva vă va mai iubi sau veți mai fi iubit, iubită sau veți mai iubi. Detașați-vă, pentru că vedeți aici este o soluție, vedeți aici în jos, veți avea o soluție, o rezolvare, o reușită, veți găsi cheia, veți afla un secret deopotrivă, un adevăr care vă va conduce către a vedea în ansamblu situația prin care treceți și rezolvându-vă acest conflict, trecând prin această durere, vindecându-vă de această durere, veți avea parte de o nouă iubire, dragii mei. Pentru balanță, să vedem horoscopul zilei 12 ianuarie pentru persoanele născute în zodia balanței. Marți, horoscopul zilei pentru balanță, persoanele aflate în zodia balanței. Dragii mei, din balanțe, să știți că v-a tot dat bătaie de cap o soluție din trecutul dumneavoastră cu o persoană cu care nu ați mai luat legătura de ceva vreme și care s-ar putea să fie implicat într-o căsătorie sau, dacă nu, într-o relație de foarte multă vreme stabilă cu o anumită persoană. Această situație care v-a dat bătăi de cap ajunge la un final și puteți să respirați ușurați și să vedeți întreg tabloul. Este o perioadă de provocări, lăsați în spate, să știți că toată această relație care v-a măcinat vis-a-vis de această persoană, pentru că din câte se pare nu ați mai luat legătura cu această ființă de ceva vreme și cumva parcă sunteți gata să vă vedeți de viață alături de cel sau cea care sunteți în prezent, că s-ar putea ca persoanele din zodia balanței să aibă și ele pe cineva, având în paralel o altă relație. Există și această variantă, dar pentru faptul că cealaltă persoană nu face nimic de a vă contacta sau a veni în sprijinul reluării comunicării cu dumneavoastră cu ceva, un telefon, un mesaj, sunteți gata să lăsați în urmă această situație și să vă vedeți acum de viață. Important este să lăsați deoparte această conjunctură. Dacă vă gândiți să vă vedeți de viață, este foarte bine, mergeți pe drumul cel bun, spun aceste cărți. Ori cineva din viața dumneavoastră s-ar putea să se elibereze de cineva, s-ar putea ca persoana la care dumneavoastră vă gândiți să se elibereze, să divorțeze, să se elibereze de cineva cu care este în prezent pentru, sau cum să vă spun, să renunțe la anumite adicții, să renunțe la anumite nu știu cum să vă spun, anumite dependențe de orice natură. Ok, haideți să vedem din punct de vedere afectiv, relațional. Să știți că există, evident, ideea de a merge mai departe. Cineva renunță la o situație
la o dependență, la ați exagerat sau s-a exagerat foarte mult și din punct de vedere medical, și din punct de vedere afectiv, s-a exagerat foarte mult. Sau poate că ați prioritizat foarte mult o persoană care nu a împărtășit aceleași sentimente cu voi. Și din câte se vede, este clar că cel puțin una dintre aceste persoane sunt implicate într-o relație de căsătorie. Nu cred că sunteți dumneavoastră, poate că și dumneavoastră, dar persoana la care vă gândiți clar a fost implicată într-o căsătorie, nu știu dacă a renunțat, s-ar putea să renunțe la acea căsătorie, însă parcă pe dumneavoastră nu vă mai văd că vă mai implicați în această relație și parcă sunteți hotărâte să vă vedeți de viața alături de cel sau cea cu care sunteți în prezent. S-ar putea ca ambii să fiți căsătoriți și să fie avut o relație pasageră, o relație temporară, poate pe rețele de socializare, în fine, dumneavoastră știți despre ce este vorba. Însă, poate că ați vorbit noaptea sau poate că v-ați întâlnit noaptea. În orice caz, meritați această rezolvare, această reușită, meritați să vă continuați viața, iar persoana la care dumneavoastră vă gândiți, cum să vă spun, merită toată atenția voastră. Adică dacă vă gândiți pe cine să alegeți sau dacă sunteți cumva, nu știți pe cine să părăsiți, cel puțin din etalarea de astăzi reiese că persoana cu care sunteți acum, în prezent, cu care aveți ceva concret, merită toată atenția din partea dumneavoastră, da? Nu știu pentru cine anume este mesajul, dar dumneavoastră cu siguranță știți. Pentru persoanele născute în zodia Scorpion, horoscopul zilei 12 ianuarie 2021. 12 ianuarie pentru persoanele născute în zodia Scorpion. Să vedem ce putem afla. Wow! Scorpionii sunt răvășiți, sunt nu neapărat că sunt indeciși, dar parcă se rătăcesc așa, nu știu pe ce cale, de unde să o ia, unde să ajungă. Există o ceartă, să știți, pentru voi, dragii mei, Scorpioni, o situație care durează de cel puțin 5 luni, vă apărați. Poate că aveți un proces în care sunteți capabile să vă apărați singuri sau poate luați atitudine vis-a-vis de o dispută, un conflict, un proces, ceva urmează să se întâmple în viața dumneavoastră, iar dumneavoastră să știți că luați atitudine, ceea ce este foarte bine, sau pur și simplu vă apărați poziția materială, financiară, relațională, cine știe, cumva stați în fața cuiva și vă luați singură apărarea. O perioadă care vă provoacă, așa să știți că vă conduce către depășirea limitelor, știți? Cumva parcă sunteți aproape să vă ieșiți din pepeni la un moment dat. Luptă, argumente, certuri pro și contra, argumente pro și contra, dispute, nelămuriri, cineva susține punctul său de vedere, noastră credeți că aveți dreptate, celălalt crede că are dreptate, cumva văd lucrul acesta ca un divorț, ca un partaj, ca ceva, ca o separare, împărțire de bunuri sau conflicte de muncă, cine știe, în care dumneavoastră vă susțineți poziția. Aveți încredere în voi, știți clar ce sunteți, pe ce vă bazați, sunteți efectiv în picioare și vă apărați singuri, și cumva să știți că parcă nici nu mai vreți ca celelalte persoane să-și aducă propriile drame în viața dumneavoastră. Parcă nu mai vreți, nu mai aveți nevoie și de suferința altora. Bun, haideți să vedem din punct de vedere afectiv, relațional, să vedem, să lămurim un pic această carte despre ce este vorba cu apărarea, cu luarea poziției, cu felul în care dumneavoastră vă apărați singuri, dragii mei scorpioni.
intuitiv vă este frică de o nouă perioadă din viața dumneavoastră, posibil să urmeze un divorț, o separare, să puneți punctul unui trecut și să începeți ceva cu totul și cu totul nou, dar să știți că vă este puțin teamă de ce se va întâmpla, însă aveți o intuiție bogată, vă bazați pe această intuiție, pe ceea ce urmează să faceți în viață și să știți că sunt niște alegeri pe care le veți face, dar deocamdată vă este teamă. Există posibilitatea să aveți copii gemeni, nu este o regulă, nu este obligatoriu, însă există și această posibilitate. În orice caz, persoane în etate, nu sunt persoane foarte tinere în această situație. Gândiți, aveți intuiție, vă sunteți retrași, retrasă. Parcă în ultima perioadă aceste persoane din zodia Scorpion parcă s-au retras la un moment dat și ca să-și dea seama ce vor de la viață. Nu vă este confortabilă situația, nu sunteți în cea mai bună perioadă a vieții dumneavoastră, dar cumva veți trece peste această situație, pentru că știți cum este, ca și cum ați arunca o pietricică într-un lac, se fac acele valuri, acele cercuri concentrice. Legea atracției universale vedeți că funcționează foarte bine în cazul dumneavoastră și s-ar putea să atrageți. Vedeți ce vă doriți ca aia atrageți. Atenție un pic la lucrul acesta, lăsați negativitatea, lăsați frica și mergeți pe drumul vostru, pentru că ceea ce faceți, să știți că faceți foarte bine. Sunteți scuzați, mai ales de, v-am spus, de faptul că foarte, sau mă rog, persoana cu care vă certați, parcă e o persoană dramatică, o persoană sau care dramatizează foarte mult și care tot nu vă lasă, nu vă dă pace și parcă vă apărați de această persoană. Chiar dacă rămâne singur-singură, cu riscul de a rămâne singur-singură și cu riscul acesta de a nu ști ce faceți în perioada următoare, parcă vreți să eliminați trecutul și să fiți deschiși către un nou început. S-ar putea să nu dormiți noaptea, pentru că parcă stați așa cu ochii deschiși noaptea și vă faceți tot soiul de gânduri pentru a ieși la liman. Horoscopul zilei pentru săgetători, persoanele care sunt născute în zodia săgetător, marți, 12 ianuarie, dragii mei, dragi. Vorbesc foarte mult, v-am nebunit? Sper că nu. Dar vreau să vorbesc foarte mult pentru că vreau să acopăr o paletă cât mai largă de energii, de persoane, de probleme. Bun, pentru persoanele din zodia săgetătorului, dragii mei, este momentul să lăsați trecutul în trecut și să trăiți momentul acum, momentul prezent, posibil să aveți desemnat sau niște acte, niște documente oficiale, posibil o despărțire, posibil un divorț, cineva plânge, dacă nu sunteți dumneavoastră, cu siguranță este cealaltă persoană, dar ați plâns sau plângeți. Vă pare rău de o situație, dar parcă nu aveți ce face, trebuie să lăsați, este oportun să lăsați, să plecați, să ați încercat, nu s-a putut, let it go. Lucrurile se vor așeza dacă veți renunța la tot ceea ce vă face rău, la tristețe, la drame, vă epuizează toată această situație. Cumva, eliberându-vă de acest trecut, eliberându-vă de trecut, poate că pare provocator sau poate că vă copleșește faptul că este musai să renunțați la trecut, dar vă și eliberează, să știți. Îngerii vă vor sta cu siguranță alături și vă comunică că veți trăi mult mai bine în momentul acum decât în momentul trecut. Nu uitați că întotdeauna sfârșitul înseamnă un nou început. Alegeți ca această situație să vă conducă către o viață mai bună, mai, ca un progres, ca o reușită. Vă îndreptați către reușită dacă lăsați deoparte trecutul. Nu știu, poate vi se pare că repet acest lucru, dar să știți că
este oportun să facem doar vizite scurte în trecut, pentru a aprecia și doar pentru a aprecia ce vom avea sau ce avem în prezent. Vă puteți schimba viața, spun îngerii, dacă vă schimbați gândurile, dragii mei, persoane șatene, blonduțe șatene cu ochii căprui, vă purtați copilărește sau vă lăsați prada acțiunilor copilărești sau poate aveți un copil 15, 14, 15 ani, 13 ani, cine știe, nu mai plângeți, lăsați, chiar dacă aveți, vreți divorța, așa stau lucrurile, eliberați-vă de negativitate pentru că reușitele, pentru că vă veți elibera pur și simplu de această suferință. Ce mai putem afla? Vedeți, în voi stă această comoară. Sunteți o comoară, dragii mei. În voi stă cheia rezolvării acestei perioade de negură. Sunteți cumva între ciocan și nicovală. Sunteți cumva la, cum să vă spun, într-o balanță. Sunteți când cădeți, când vă ridicați, un dute vino emoțional, dar să știți că ceea ce găsiți, fericirea, cheia fericirii, să știți că stă în voi, nu în exterior, ci în interiorul dumneavoastră. Nu așteptați să vă vindece altă persoană, nu așteptați ca altcineva să vă scoată din această stare, pentru că doar voi și numai voi puteți să treceți peste acest divorț, peste această separare. Sunteți, v-am spus, aveți în interior o comoară, ascultați-vă vocea interioară, intuiția, pentru că doar lucruri frumoase vă vor aștepta dacă faceți loc noului. Faceți-vă curat în viață, în ordine, în minte și în suflet. 21, o dată de 21, poate cu o înfățișare. Cine știe? Pentru Capricorn. Am zis săgetător, vai, nu mai știu ce am zis, săgetător. Pentru Capricorn. Haideți să vedem, pentru persoanele născute în zodia Capricornului, 12 ianuarie 2021, ziua de marți. Pentru voi, dragii mei, Capricorn, să știți că aveți o carte foarte frumoasă, Cornul Abundenței. În cornul abundenței stă această reușită. Veți avea parte de o perioadă plină abundență emoțională, financiară, rezolvări, reușite, succes, rezultate pozitive, noi locuri de muncă. În general este o carte extraordinar de bună care ne spune că este foarte bine să acceptați toată această abundență, dar să și dați la rândul dumneavoastră, să fiți generoși, implicați-vă în voluntariat, acte caritabile, pentru că știți, este foarte bine să dăruiești, că în momentul în care aveți parte de această, dacă primiți din partea Universului lucruri foarte bune, la rândul dumneavoastră este foarte bine să dăruiți. Știți, este acea zeciuială de care trebuie să țineți cont și este oportun să țineți cont pentru a reechilibra, pentru a balansa lucrurile. Știți că există acea lege a compensației. De asta spun, voluntariat, acte caritabile, este ok să faceți în această perioadă și cred că vă gândiți, donați, da, sau dacă nu, este foarte, foarte bine să dăruiți și dumneavoastră la rândul dumneavoastră. Și vă abundență, v-am spus, emoțională, cuplu, relații de cuplu bune, renaștere, relația dumneavoastră renaște. Foarte frumoasă carte, foarte frumoasă și foarte de bun augur. Pentru că ați ajuns la maturitate de data aceasta. Sunteți la maturitate, dar sunteți la mijlocul drumului. Mai aveți încă ceva de rezolvat. Ascultați și opiniile celorlalți. Parcă sunteți așa într-un soi de echilibru emoțional. Înfloriți, sunteți capabili să treceți de un moment care v-a tot apăsat în ultima perioadă, care se va încheia cu succes. De ce? Pentru că ați ascultat și opiniile celorlalți, că este medical, că este
material, financiar, ați ascultat și opiniile celorlalți, ați făcut un mix din care ați luat ceea ce este mai bun, ați pus în aplicare și mai aveți un, nu neapărat un hop, sunteți la jumătatea drumului pentru a rezolva ceva. Ca și la săgetător, dragii mei, nu uitați că această comoară extraordinară zace în voi și nu în exterior. Pentru vărsător, 12 ianuarie, horoscopul zilei, sper să nu rămân cu etalarea în aer, pentru că văd că mai e un pic și se întrerupe, sper să nu. Oricum, dacă se întrerupe, o să reiau. Dragii mei, pentru vărsători, să știți că veți lua niște decizii importante pe care le-ați tot amânat în ultima perioadă. Cum să vă spun? Este ca și cum v-ați abținut, dar până la urmă va trebui să luați o decizie, că este vorba de serviciu sau nu. S-ar putea să fie vorba și de planul afectiv, pentru că văd o situație triunghiulară. Aici cineva va lua o decizie în ceea ce privește o relație, un trio amoros, o situație triunghiulară care vă întristează foarte mult. Cred că pentru unii, cineva renunță la cineva, s-ar putea că nu asta să renunțați la o persoană care este implicată într-o situație triunghiular, suferiți, sunteți triști, dar să știți că această tristețe și această decepție în timp se va, va dispărea în timp și veți fi capabili, capabile să vedeți lucrurile importante foarte, foarte clar, pentru că crește spiritual, vă dați seama despre, vă dați seama despre lucrurile pe care le puteți avea și pe cele pe care trebuie să le lăsați să treacă. Iertați, cineva își cere iertare sau dumneavoastră posibil să iertați această persoană care v-a făcut să suferiți, de unde și această amânare a acestei decizii. Cumva poate vă gândiți să renunțați la această persoană, să luați această decizie, vă este foarte greu, nu vreți să renunțați dar până la, și tot amânați. Dar până la urmă va trebui să luați această decizie pentru a merge, a merge mai departe și pentru a nu a mai supăra și pe alții. Pentru că dacă dumneavoastră sunteți trei supărați, decepționați, să știți că nici cei din jurul noastră nu pot fi în regulă. Pentru că vă știu supărat, supărată. Și să știți că indiferent de situația prin care treceți, divorț sau nu, separare de această persoană, să știți că vă va bucura, veți celebra, veți sărbători, cumva vă veți elibera de aceste, de această, de această persoană și cumva parcă aveți în cap să vă, să îmbrățișați un viitor cu, cu bucurie. Vreți să renunțați? Ați amânat, dar, cum să vă spun, știți că dacă nu veți lua decizia de a vă separa de această persoană, nu puteți merge mai departe pe drumul vostru. Și veți găsi, dragii mei, veți găsi puterea de a trece mai departe, pentru că, v-am spus deja, ați ajuns la un... ați ajuns la un grad de înțelegere foarte, foarte mare. Deja știți ce vreți să faceți, ce vreți, cum vreți să faceți ca lucrurile să fie către binele vostru cel mai înalt. Persoane din Capricorn, Taur, Berbec, de asemenea, o dată de 16, poate după data de 16 veți avea un tablou mai clar a situației. Relația de trio este evident, persoane șatene cu ochii căprui negri. Există și niște copii, văd cel puțin, nu știu, 3 copii, în orice caz, există și copii, copii mici și nu, parcă nu mai vreți să vă mai implicați în această relație și parcă va secătui de-a lungul timpului pentru că nu a ajuns la o finalitate dorită. Pentru pești, dragii mei, horoscopul zilei a sărit această carte și o să o iau pentru pești. Dragii mei, alegeri, acțiuni, alegeri, schimbări de situație bruscă. O situație se va schimba brusc. Aveți încredere în alegerile pe care le faceți. Veți avea de făcut o alegere care va schimba brusc situația prin care treceți.
persoane brunete cu ochii negri sau castaniu închis, tenul alb mediu, cam de aceeași vârstă, aveți de ales între două opțiuni. Dacă sunteți bărbat, aveți de ales între două energii feminine aproape de aceeași vârstă. Dacă nu este vorba de acest lucru, să știți că există oportunități de a căsători, Doamne, de a alege, a fi împreună cu cineva, dar aveți de ales. Alegeți brusc dintre două persoane pentru a continua o relație. Este o relație triunghiulară, sunteți între ciocan și nicovală, dar parcă veți ști ce să alegeți și în funcție de această alegere veți continua relația cu una dintre aceste persoane. Este vremea să vă luați un partener, dacă este vorba despre o afacere, despre un job.